printr-un amendament la proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, zona țării Făgărașului, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI, microregiunea Făgăraș, a fost inclusă între zonele din țară care să beneficieze de fonduri europene prin mecanismul ITI, investiție teritorială integrată. Pe lângă zona munților Apuseni, propusă inițial în lege prin amendament, alături de țara Făgărașului, a mai fost inclusă și zona de nord a Moldovei. Inițiatorii amendamentului sunt, conform raportului suplimentar asupra proiectului de lege publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Florin Claudiu Roman, deputat PNL, Alfred Robert Simonis, deputat PSD, Roxana Mânzatu, deputat PSD, Marius Constantin Budăi, deputat PSD, Trufin Lucian, senator PSD. Am depus împreună cu câțiva colegi deputați un amendament, chiar astăzi l-am depus în Comisia de Buget și am reușit să-l adoptăm și în plen, prin care țara Făgărașului, Munții Făgărașului, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Munții Făgărașului, să beneficieze de o finanțare dedicată specială în cadrul acestui mecanism numit Investiție Teritorială Integrată. Deci, practic, vom putea utiliza mecanismul ITI, folosit în trecut doar în Delta Dunării și în zona Munților Făgărașului, și avem atingere aici cu localități din județul Brașov, dar și din județul Sibiu. Și pentru argumentarea acestui amendament, pe care l-am susținut azi chiar pe fugă, îi mulțumesc mult primarului municipiului Făgăraș, Gheorghe Sucaciu, pentru că mi-a dat toate informațiile, detaliile de care aveam nevoie. E foarte important. Ieri, Partidul Național Liberal, prin semnătura liderului de grup, domnul Florin Roman, că este o susținere a întregului grup și nu doar a parlamentarilor de Brașov, a propus și a votat un amendament la proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, prin care zona Munților Făgăraș poate beneficia de fonduri europene de câteva sute de milioane de euro prin mecanismul ITI, adică investiție teritorială integrată. Acum este lăudabil faptul că această lege a trecut în unanimitate și în ciuda unor polemici politice. Să spunem, cel mai important este că acum avem bază legală pentru ca ITI, țara Făgărașului, să poată primi finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Ideea înființării acestei asociații de dezvoltare intercomunitară ITI Microregiunea Făgăraș s-a înfiripat încă de anul trecut, când Corina Crețu, pe atunci comisar european, venea la Făgăraș pentru a îmbrățișa această idee a edililor din Făgăraș. Am încredere 100% că această strategie va fi implementată și ea va fi finanțată. Orice strategie, cât de frumos am scris eu, dacă nu găsim finanțare să o implementăm, acea strategie rămâne pe hârtie. Astăzi, după întâlnirea de la ora 10 la 12, întâlnirea tehnică, de întâlnirea administrativă de lucru cum să implementăm această strategie, îmi dă încredere că această strategie va fi finanțată de Comisia Europeană. De aceea i-am încurajat pe cei cu care m-am întâlnit azi să prezinte această strategie în regim de urgență Guvernului și în special Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării Europene, pentru că este o strategie care răspunde nevoilor cetățenilor și care, după părerea mea, ar merita să fie introdusă în viitoarele programe operaționale, astfel încât proiectele care vizează diverse domenii și care sunt incluse în această strategie să fie deja incluse și să fie implementate încă de la 1 ianuarie 2021. Ieri am obținut o mare victorie, a fost o zi extrem de importantă pentru toată țara Făgărașului, dar și pentru întregul județ Brașov și pentru județul Sibiu. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Țara Făgărașului pentru județele Sibiu și Brașov a fost inclusă prin amendament în proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile. Bugetul estimat pentru acest instrument financiar este de aproximativ 2 miliarde de euro, iar pentru zona noastră va cuprinde finanțarea infrastructurii mari, implementarea șoselei rapide, Mândra, Făgăraș, Cernavodă și Sibiu, investiții private și investiții publice. Acest proiect noi l-am inițiat la începutul anului 2019, prin inițierea
strategiei de dezvoltare a microregiunii Țara Făgărașului, scrisă în colaborare cu toți membrii proiectului și în principal coordonată de doamna Elena Nemes, după care am organizat întâlniri cu comisarul european Corina Crestu, cu doamna deputat, atunci ministru Roxana Mânzatu, cu președinta Consiliului Județean Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu și cu membrii noștri, primarii localităților membre în această microregiune. În prezent, microregiunea Țara Făgărașului cuprinde 35 de unități administrativ-teritoriale. Municipiul Făgăraș și orașul Victoria din județul Brașov și orașele Avric și Tălmaciu din județul Sibiu, precum și 29 de comune, 19 din județul Brașov și 10 din județul Sibiu. Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Județean Brașov sunt și ele membre ale microregiunii. Bugetul estimat în cadrul strategiei de dezvoltare pentru implementarea acestui instrument financiar este de aproximativ 2 miliarde de euro și va acoperi finanțarea infrastructurii mari, respectiv implementarea șoselei rapide Făgăraș-Mândra-Sibiu-Veștem, investiții private și investiții publice.